penal în funcții publice. Și vreau să vă spun în debutul conferinței că în momentul de față suntem undeva în jurul cifrei de 120.000 de semnături. După cum știți, obiectivul este acela de a ajunge la 500.000 de semnături pentru a transforma această inițiativă cetățenească într-un posibil proiect de lege de modificare a Constituției. Am organizat însă această conferință de presă nu doar pentru a vă spune numărul de semnături strânse, ci pentru a vă arăta ce se întâmplă în momentul de față în România, când cetățeni și voluntari care vor să ducă listele în fața cetățenilor pentru că aceștia să poată semna, se întâlnesc cu statul român, așa cum a ajuns acesta sub conducerea lui Liviu Dragnea. Și o să vă arătăm câteva extrase, câteva filmulețe din evenimentele doar din ultima săptămână. Te rog! Ceea ce se întâmplă, de fapt, și în continuare vor curge imagini din diverse localități, vreau să vă dau doar câteva exemple despre modul în care voluntarii care adună semnături sunt agresați în foarte multe locuri din România. Sunt agresați de politicieni, de primari, care într-adevăr simt un pericol dinspre această campanie care își propune să aducă o minimă morală în România, aceea de a nu avea penali în funcții publice. La Chiajna a avut loc un atac cu ouă. Suntem fix în societatea lui Caragiale. Oameni ai primarului din localitate au atacat cu ouă voluntarii care adunau semnături. La Turcia coltul a fost distrus. La Constanța cortul a fost vandalizat. La Timișoara, tocmai ați văzut imaginile, primarul Timișoarei a sancționat, și vă voi invita imediat pe colegul meu, senatorul Nicolae Fălcuia, a sancționat un senator al României care voluntar aduna semnături pentru această campanie. Iar la Dolj, chiar în acest weekend, la Festivalul Bujorului, jandarmii României au evacuat voluntarii dintre cetățeni pentru a face loc unei delegații PSD care urma să vină în vizită, spunând că strângerea de semnături este, vezi, Doamne, o contramanifestație. Suntem într-un stat care devine zi de zi după chipul și asemănarea lui Liviu Dragnea. Suntem într-un stat în care cetățenii care vor să-și exprime un drept constituțional, dreptul la inițiativă. Anul trecut discutam în Parlament și vă amintiți acea intervenție a mea în care am spus suntem o ceată de idioți dacă Parlamentul României refuză dezbaterea, reglementează că în Parlament nu se mai dezbate. Iată că am ajuns după câteva luni ca în România cetățenii să fie opriți să aibă inițiativă constituțională, un drept pe care e construit un stat. În acest context e importantă această conferință de presă și în acest context fac un apel major la organizațiile civice, la colegii din Rezistența, la colegii din Resist, la colegii din Corupția Ucide, la cetățenii simpli să contribuie la adunarea de semnături pentru campania fără penal în funcții publice, pentru că altfel România va deveni un stat eșuat. Deci un stat în care ideea că a fi condamnat este un merit și un firesc în a conduce statul este cel mai bun mesaj pentru tinerii noștri să plece din țară. Dacă nu reușim să rezolvăm acest lucru, care în restul Europei este un lucru de moralitate, șansa noastră la viitor nu mai există. Și de aceea încurajez pe toți să intre pe fărăpenalinfuncțiipublice.ro, să descarce formularul corespunzător localității lor și să adune semnături de la prieteni, vecini, colegi de serviciu, pentru că devine deja o miză de supraviețuire pentru societate. Îl invit în continuare pe domnul senator Nicolae Fălcoi să vă povestească interacțiunea cu primarul liberal al Timișoarei. Da, bună ziua! Duminică seara a avut loc un incident la Timișoara, în timp ce strângeam semnături alături de alți voluntari pentru această campanie cetățenească, am îndrăznit să mă îndrept și către primarul Timișoarei, care era într-o plimbare de seară, și să-i cer să semneze și el tabelul nostru. Din păcate, domnul primar Robu, în orașul Revoluției, nu numai că a refuzat să semneze, ba chiar și-a smuțit la propriu agenții poliției locale, care îl însoțeau, pentru că nu se plimbă prin oraș fără o gardă de corp,
asupra noastră, spunându-le să ne legitimeze și să ne întocmească procese verbale de contravenție. Discuția dintre noi este publică, o parte din această discuție este publică, eram în spațiu public, nu aveam niciun alt însemn decât tricourile de pe noi, eram cu o foaie în mână și discutam cu cetățenii. Nicio lege din țara asta nu ne interzice să facem așa ceva. Din păcate, domnul Nicolae Robu a insistat foarte mult pentru întocmirea procesului verbal de contravenție. Acesta este procesul verbal întocmit pe numele meu. Este doar un avertisment, e adevărat, dar oricum îl voi contesta. Cam asta este situația acolo, la Timișoara, și vreau să vă spun că îi cer public primarului Timișoarei să îl destituie pe șeful poliției locale, pentru că nu se poate așa ceva. Dumnealui oricum ocupă funcția interimar de vreo 4 ani și jumătate și în același timp îi cer public să organizeze concursuri pentru ocuparea tuturor pozițiilor de conducere din cadrul administrației locale de acolo. Dacă domnul primar Robu se va răzgândi cumva, eu îl invit să vină să semneze tabelele noastre pentru această inițiativă. Îl vom primi fără nicio discuție, numai că mi-e teamă că nu se va răzgândi prea curând. Mulțumesc. Îl invit în continuare pe Marian Raduna, reprezentantul grupului Rezistența, grup care de asemenea susține această campanie fără penal în funcții publice. Bună ziua, numele meu este Marian Raduna din grupul Civic Rezistența. După cum bine știți, grupul Civic Rezistența susține această inițiativă cetățenească și facem pe această cale, îi facem o solicitare către șeful poliției române, către șeful jandarmeriei române, să protejeze dreptul constituțional al nostru, al cetățenilor, conform articolului 150 din Constituție, trebuie să ne protejeze pe noi ca cetățeni, ca voluntari, ca membri USR, să strângem aceste semnături. Este un drept constituțional și aceste abuzuri nu fac altceva decât să ne îngrădească acest drept. Tocmai de asta, repet, solicităm șefului poliției române, șefului poliției jandarmeriei, iertați-mă, jandarmeriei române, scuzați-mă, am și emoții, să ia măsuri imediate și să ne protejeze pe noi ca cetățeni. Referitor la ce s-a întâmplat la Timișoara, din punctul meu de vedere al cetățeanului Marian Răduna, este imoral ce a făcut domnul primar. În același timp este un abuz. Este un abuz și vreau să cred că eu, ca cetățean, pot să merg în orice moment, pentru că îmi cunosc drepturile, pot să merg pe stradă, să strâng semnături, să comunic cu cetățenii, să le transmit că vrem să schimbăm articolul 37 din Constituție pentru a le interzice condamnaților penal pentru fapte cu intenție să ocupe o funcție publică. Repet, Rezistența face acest demers și susține inițiativa cetățenească și ne dorim să stopăm aceste abuzuri. Nu vom fi intimidați și nu putem să fim împiedicați. Vom merge mai departe, vom strânge semnăturile și vom merge conform planului. Această inițiativă cetățenească trebuie să se termine și să-i obligăm pe cei condamnați să nu vină pe o funcție publică. Vă mulțumesc frumos! Îl invit în continuare pe domnul Eugen Iancu, președintele Asociației Colectiv, membru al grupului de inițiativă. Bună ziua! Corupția ucide. O știm de 2 ani jumate, de la Colectiv încoace. Ce nu înțeleg eu este de ce politicienii, de ce noi toți cetățenii nu înțelegem că trebuie să eliminăm din, nu știu, toate posturile care există în țara asta, că se cheamă primar, că se cheamă consilier, că se cheamă ministru, parlamentar. Deci de ce nu am eliminat din aceste funcții oamenii corupți, oamenii cu condamnări penale? Am rămas uimit de ce s-a întâmplat la Timișoara. Nu mă așteptam ca în capitala Revoluției noastre să vedem că primarul se opune semnării unui astfel de document. Mulțumesc! Îl invit în continuare pe Mihai Badea, președintele Comitetului de Inițiativă, care va explica că dreptul cetățenilor de a strânge semnături în statul român pentru o inițiativă cetățenească este un drept clar și reglementat. Te rog, Mihai.
Bună ziua, numele meu este Badea Mihai Alexandru, sunt președintele Comitetului de Inițiativă Fără Penal în Funcții Publice. Trebuie să vă spun că încă de când am început această campanie au existat anumite voci care ne-au avertizat că am putea întâmpina anumite obstacole și nu se referau la obstacolele pe care condițiile deosebit de dificile din lege ni le pun, ci se referau la obstacolele din partea autorităților administrației publice locale din anumite orașe, municipii sau comune. Recunosc că naivitatea mea nu le-am luat foarte în serios și nu mă așteptam ca un demers atât de legitim, recunoscut prin două articole din Constituție și reglementat printr-o lege organică, va întâmpina asemenea dificultăți din partea unor primari, cum a fost cazul prezentat mai devreme la Timișoara și cum au fost și alte cazuri în alte localități. După cum spuneam, e un drept recunoscut prin două articole din legea fundamentală, articolul 74 și articolul 150. Cetățenii români, respectând condițiile din Constituție și din legea specială, au drept de inițiativă legislativă. Ei pot să propună o lege nouă, pot să modifice sau să abroge o lege existentă. Pot de asemenea să aibă inițiativă de revizuire a Constituției. Acest drept nu le poate fi negat. Singurul mod prin care se poate realiza acest lucru este prin strângerea unui număr suficient de mare de semnături, cu respectarea condițiilor privind repartiția teritorială. Aceste semnături nu pot fi strânse conform legii actuale decât așa cum s-a procedat până acum, adică prin prezența voluntarilor împuterniciți de Comitetul de Inițiativă pe spațiul public. Așadar, conform legii, nu pot fi colectate prin alte modalități, spre exemplu, prin internet, prin fax, prin telefon, prin corespondență. Sigur, singurul mod în care se poate face acest lucru este pe spațiul public, pentru care nu este necesară niciun fel de autorizație. Despre autorizație vorbim doar dacă se solicită amplasarea unui cort sau a unui banner publicitar. Prin urmare, nu există niciun temei pentru care voluntarii noștri să fie supuși la asemenea tratamente, să fie intimidați, să fie amenințați, să fie amendați. Și doresc să transmit un mesaj că nu vom ceda, nu vom opri acest demers, vom merge înainte și sperăm să avem susținerea unui larg număr de cetățeni în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Dacă există întrebări din partea dumneavoastră. E o întrebare foarte bună, mulțumesc. S-a încercat în inițiativele de discreditare a inițiativei să se sugereze că dacă ai fost tânăr și ai trecut pe roșu sau dacă ai spart un borcan de socate și ai stricat florile vecinului, îți pierzi dreptul de a fi ales. Nici pe departe. Articolul 37, așa cum dorim să-l modificăm, vorbește despre persoane condamnate definitiv la pedepse privative de libertate pentru fapte săvârșite cu intenție. Deci nu vorbim de persoane aflate în proces de urmărire penală, nu vorbim de persoane care sunt în diverse alte etape, vorbim de persoane pentru care un judecător a pus o stigmă legală a societății pentru o faptă prin care confirmă că acea persoană a furat sau a agresat societatea. Din această perspectivă, lucrurile sunt foarte clare. Nu putem accepta ca persoane condamnate definitiv de un judecător să continue să reprezinte statul român. Iar interdicția sau limitarea acestui drept de a fi ales nu este pe toată perioada vieții, un alt argument fals care s-a încercat să fie acreditat, ci este până la apariția reabilitării sau altui temei care înlătură efectele condamnării. Deci e un lucru de minimă normalitate, că atâta timp cât ești condamnat și până ți intervine o altă cauză care să șteargă condamnarea, nu poți să reprezinți statul român. Nu putem să mergem cu hoții la magazin de dezvoltare. Haideți să spunem lucrurile pe nume. Nu putem accepta de 2 ani de zile România stă în paradigma penală a domnului Dragnea.
Dacă nu am fi avut această problemă, de 2 ani de zile poate am fi vorbit despre spitale, poate am fi vorbit despre autostrăzi, poate am fi vorbit despre educația aceea care face să nu avem un viitor și o perspectivă. De aceea campania asta e importantă și de aceea e important ca cetățenii să descarce liste și să semneze aceste liste, pentru că e o miză pentru societatea noastră. Gândiți-vă ce bucuros ar fi Liviu Dragnea ca această campanie să nu se întâmple și să spună, iată, cetățenii români sunt mulțumiți cu penalii la conducerea statului. De aceea e important pentru toți și de aceea facem un apel și vă spunem că nu o să ne oprim cu această campanie și facem un apel la cetățeni să o sprijine, să ne aducă liste, să intre pe site-ul fărăpenalinfuncțiipublice.ro și să descarce de acolo lista corespunzătoare a localităților, găsiți și adresa unde pot fi apoi transmise sau aduse formularele. E o miză importantă pentru noi, măcar atât putem să facem pentru copiii aceia la grădiniță, în fața cărora zâmbim cu toții când îi vedem. Altă întrebare, vă rog. Am organizat această conferință de presă la Parlamentul României pentru că această inițiativă cetățenească pe care USR, Rezistența, Forumul German și alte organizații o susțin cu toate resursele, este modalitatea prin care cetățenii României pun pe masa Parlamentului o cerință firească, o cerință normală. Și din această perspectivă nu am nicio îndoială și am discutat într-adevăr și cu partidul, colegii din partidele de opoziție despre susținerea ulterioară în Parlament a acestei inițiative. Dar miza este una importantă pentru că dacă actuala majoritate, acest Parlament, așa cum a ieșit el din alegeri, va avea în față un vot venit dinspre minim 500.000 de cetățeni care spun cu sau fără penal pentru România, acela cred că va fi un vot de costum de baie politic pentru aleșii noștri. Nu, la Timișoara, la Chiajna, la Tulcea, la Constanța, la Craiova, adică nu vorbesc doar de un oraș unde, să spunem, un primar are o viziune total, mă rog, de susținerea ideii de că a furat în regulă. Vorbim de faptul că în foarte multe localități din țară, inclusiv în București, voluntarii, cetățenii care adună semnături sunt intimidați prin diverse modalități. Amenzi, avertismente, luat cum s-a întâmplat la Dolj, alungați din adunări publice unde strâng semnături. Adică pare să fie o campanie și pare o reacțiune la un proces care se desfășoară în mod firesc, legal și normal. Vă rog? Iau de exemplu Sibiu, unde sunt eu deputat. Președinta Consiliului Județean, consilierii PNL au venit cu totul, au semnat campania, au publicat, au făcut promovare. Există foarte mulți membri PNL în întreaga țară care susțin această campanie, care ne aduc liste, deci nu există o chestiune de a nu-i convinge. Faptul că domnul Robu este un liberal particular, ca să fiu elegant, cu valori social-democrate de ale domnului Dragnea, nu social-democrate europene, e un ghinion pentru Timișoara. La Timișoara, domnul Robu, trebuie să înțelegeți că face notă disonantă de restul Partidului Național Liberal. Sunt foarte mulți colegi de-ai dânsului, care deja au semnat inițiativa noastră cetățenească. Domnul Robu face notă disonantă. Îmi pare rău pentru dumnealui, dar valorile liberale la dânsul lipsesc cu desăvârșire. Mai sunt întrebări? Vă mulțumim și avem mare încredere că dumneavoastră, ca media, veți susține și veți promova această campanie necesară până la urmă pentru România. Mulțumesc, o zi bună!